Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Gimițoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dumneavoastră știți că în ultimile duminici de dimineață ne-am oprit la sfatul pe care Apostolul Pavel îl dă lui Timotei în a doua sa epistolă cu privire la felul în care trebuie să fie un om al lui Dumnezeu. Și am numit predica aceasta, care s-a derulat pe parcursul mai multor servicii divine de dimineață, modelul creștinului. Am numit modelul creștinului deoarece Pavel îi explică lui Timotei care este modelul, care este portretul unui creștin și cum trebuie să arate acesta. În această dimineață aș vrea să vă prezint câteva fotografii pentru ca să vedem alături de ceea ce auzim și înțelegerea noastră să fie maximă. Vă spuneam de-a lungul acestor dimineți și repet acum faptul că Pavel alege câteva imagini pe care le compară cu creștinul spiritual, pentru ca Timotei, tânărul slujitor care a fost instruit în copilărie de bunică, de mamă și când a devenit adult de marele apostol Pavel, să înțeleagă cum trebuie să arate un creștin. Și vă spuneam atunci că apostolul Pavel în 2 Timotei capitolul 2, versetele de la 1 la 6, vorbește despre aceste comparații, despre aceste imagini, despre aceste portrete, modele pe care le compară cu creștinul spiritual, respectiv soldatul, sportivul și semănătorul. Priviți un soldat. Spuneam data trecută că el suferă mult, trebuie să facă față la foarte multă abstinență. El are o identitate pe care i-o dă înscrierea la oaste, este foarte dedicat prin faptul că nu se încurcă cu treburile vieții și are un scop. Scopul lui este să placă celui care l-a înscris la oaste. Dar în această dimineață o să spunem câteva vorbe despre sportiv. Tinerilor le place sportul și nu numai lor. Sportivul este o altă imagine pe care apostolul o oferă lui Timotei pentru ca să înțelegem anumite aspecte din viața spirituală. Și primul dintre ele este, priviți în versetul 5, și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu se luptă. Există luptă în viața unui sportiv și toți care ați făcut sport de performanță știți câtă luptă este în viața unui sportiv de performanță. Lupta poate fi bună sau rea, din punct de vedere al scopului, al motivației, al direcției și al metodelor folosite. Există o luptă greșită datorită motivației greșite și cuvântul spune prin Luca în fapte 5:39, dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Există posibilitatea în viață, conștient sau inconștient, să te lupți împotriva lui Dumnezeu. Cum? Apărând tradițiile religioase personale, familiale sau cultural-naționale. Așa au făcut oamenii aceștia. Și apărând aceste tradiții, de fapt, să te împotrivești Evangheliei, să te împotrivești împlinirii intereselor lui Dumnezeu și să te lupți împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu oamenii. Orice persoană care se luptă împotriva acestui plan, conștient sau inconștient, se luptă împotriva lui Dumnezeu prin faptul că se luptă împotriva intenției sale, împotriva obiectivelor sale, împotriva proiectelor sale. Lupta aceasta este greșită datorită motivației greșite pe care au avut-o oamenii aceia. Mai există o luptă greșită datorită metodelor. Pavel spune în Galateni 5:20 următoarele cuvinte: măcar că trăim în firea pământească, totuși să nu ne lăsăm călăuziți de firea pământească. Există posibilitatea să folosim această metodă în viață, să ne luptăm împinși folosind metoda firii pământești. Firea pământească este manifestarea păcătoasă a unui om. Ea poate deveni o metodă, un mod de viață. Și Scriptura ne spune că sunt oameni care folosesc această metodă de a-și stabili prioritățile și valorile vieții, firea pământească. Ce le sugerează firea pământească să facă, aia fac.
Dacă firea pământească îl îndeamnă să se certe, să mintă, să fure, să facă oricare alt lucru păcătos, el îl face pentru că a ales metoda aceasta să-și conducă viața, călăuzit de firea pământească. Și Biblia spune, este o metodă greșită datorită păcatului care este drept consecință. Apoi, este o luptă greșită datorită direcției. Iacov spune în capitolul 4, versetul 1, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare datorită direcției? Ba da, voi v-ați fixat o direcție care este greșită și la direcția aceasta nu ajungeți decât dacă vă certați și dacă vă luptați. Și atunci abordați lupta, abordați războiul, abordați armamentul ușor și greu. Și vă luptați și vă certați pentru ca să vă atingeți scopul, direcția pe care v-ați propus-o. Este o luptă greșită. Pavel îi spune lui Timotei, adu-ți aminte că un sportiv trebuie să se lupte, dar dacă un sportiv se luptă să fumeze mai mult, dacă un sportiv se luptă să consume alcool mai mult, dacă un sportiv se luptă să absenteze cât mai mult de la antrenamente, dacă un sportiv se luptă să încalce cât mai mult regulile jocului, el nu va câștiga niciodată. Un sportiv trebuie să se lupte înspre altceva și cu altceva, nu împotriva lui însuși și împotriva performanței pe care o dorește. Există o luptă greșită datorită scopului. Și Iacov spune în versetul 2, voi poftiți și nu aveți, voi ucideți și nu izbutiți. Iată dar, se luptă pentru a avea și pentru a izbuti. Și mai există însă o luptă bună datorită metodelor, așa cum există o luptă greșită, există și o luptă bună. Aduceți-vă aminte ce spune Pavel în versetul 18 din 1 Timotei, capitolul 1. Porunca pe care ți-o dau, fiule, este să te lupți lupta cea bună. Oamenii se bucură că fac ceva. Ce? Pentru cine? Cui folosește? Oamenii se bucură că au vorbit și ei, dar pe cine zidește vorbirea? Vorbirea provoacă scandal sau pace? Sunt oameni care se ridică și vorbesc. Ce se întâmplă în urma vorbirilor? Alină o rană sau mai face una? Fiecare dintre noi ne luptăm în viață. A respira este o luptă. Viața în sine este o luptă. Efortul fiecăruia este o luptă. Numai că nu întotdeauna efectul acestui efort este pozitiv. Ce anume câștigă o persoană dacă se luptă, făcând ceva, însă efectul luptei lui este cearta, este conflictul, este dezbinarea. Cui folosește lupta aceasta? De aceea Pavel îi spune lui Timotei, există o luptă bună și una rea. Timotee, luptă-te lupta cea bună. Să fie un scop pentru tine, nu să te lupți și să te lupți bine. Dar cum înseamnă să mă lupt greșit? 1 Timotei, capitolul 9, versetele 25 și 26. Eu lovesc, dar nu lovesc cu pumnul în vânt. Asta este o luptă greșită, să dai din mâini sperând că probabil e bine. E bine să dai din mâini, dar nu aiurea. E bine să dai din mâini cu scop. E bine atunci când ai ciocanul să lovești cuiu, nu pe lângă el. Că poți să dai de 1000 de ori pe lângă el și să transpiri și să-i ceri șefului banca, ai transpirat. Șeful nu-ți plătește transpirația, îți plătește cuiu bătut. Putem să ne luptăm, dar efectul luptei să fie rău, nu bun. Și Pavel îi spune lui Timotei, luptă-te, dar luptă-te, omule, cu înțelepciune. Luptă-te potrivit chemării care ți-a fost făcute. Nu te fă general dacă ești soldat. Nu rămâne soldat dacă ai fost chemat general. Luptă-te pe direcția ta. În tinerețe am făcut canotaj, am făcut caiac. Și sportul acesta este o barcă foarte îngustă și foarte lungă, indiferent că e simplu sau dublu. Și el se înseamnă să ai așa o vâslă care are două capete și trebuie să vâslești foarte, foarte repede, pentru că de obicei sportul acesta este pe o distanță scurtă. Și lângă tine, foarte aproape, este o altă barcă și altă barcă și altă barcă și locul pe unde mergi tu se numește culoar. Și culoarul acesta este foarte mic. Nu poți nici o jumătate de oră, de metru să te dai într-o parte sau în alta, că te lovești de celălalt. Nu poți să ieși din culoarul tău. La fel este la not.
și la alte sporturi care te obligă să te lupți, dar în domeniul tău, în direcția ta, în spațiul tău. Dacă ești din spațiu, poți fi campion, ai pierdut. Pavel spune, luptă-te lupta cea bună. Un om care se luptă trebuie să privească înainte, înapoi, în stânga, în dreapta, în sus, în jos. E un om înțelept, i s-a dat armă că e matur, că e adult. Nu-i ușor să te lupți lupta cea bună, pentru că uneori lupta devine rea pentru că nu mai vrem să servească stăpânului și propriilor interese. De fapt, lupta mea nu trebuie să aibă legătură cu mine și cu ce-mi place mie. Trebuie să aibă legătură cu el, trebuie să-l onoreze pe el, trebuie să-i servească lui, trebuie să împlinească intereselor lui. Dacă nu aceasta este adevărata motivație interioară, lupta devine rea și fățarnică și provoacă, are efecte dezastroase, îi pune în conflict pe frați. Doi oameni care erau prieteni, unul ține cu mine, unul e împotriva mea și nu se mai suportă. Și se creează partide și biserica e dezbinată și tinerii se duc la alte biserici și bătrânii rămân dar plâng. Luptă greșită, luptă rea. Pavel spune, îi spune lui Timotei, și bunica ta te-a învățat, și mama te-a învățat, și eu repet, luptă-te, dar luptă-te bine, omule, luptă-te bine. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 9, luptă-te după rânduieli. Există luptă fără rânduială? Păi ce ar fi să pun pușca invers și să încerc să trag? Primul care voi muri și singurul, de fapt, sunt eu. Rânduiala e soții cu țeava încolo, nu spre tine. Și s-o grămadă de rânduieli, nu există viață fără rânduieli. Mâncăm supa cu lingura, e o rânduială. Mâncăm desertul cu... viața noastră e plină de rânduieli, avem o grămadă de rânduieli. Priviți, vă rog, ce spune Pavel în Coloseni, capitolul 4, versetul 12. O luptă bună datorită scopului. Epafra totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Care era scopul lui Epafra? Să se lupte. Cum? Prin rugăciune. Vreau să vă întreb, este astăzi practicată în Biserica Betania lupta prin rugăciune? Frați care aveți mai mult de 30-40 de ani și sunteți membri bisericii, folosiți lupta rugăciunii. Noi folosim lupta votului, noi folosim lupta familială, adică dacă suntem mulți, este ok, că ne înțelegem între noi cum să procedăm. Noi folosim lupta anturajului, stăm de vorbă cu cât mai mult să influențăm ca să creadă ce credem noi. Noi folosim lupta lui gură mare, dacă țip îi intimidez pe toți. Noi folosim lupta lui vorbește mult. Însă Biblia vorbește de o altă luptă pe care a folosit-o Pavel și pe care i-o delegă lui Timotei spunând lupta rugăciunii. Lupta rugăciunii are în vedere, spunea Pavel, Epafra se roagă pentru voi. Pentru cine? Pentru voi. Trebuie să mă rog pentru bărbatul ăsta, e un simplu om. Și noi, 1000 de oameni, 500 de oameni, 200 de oameni, indiferent cât suntem de la un serviciu la altul, ne luăm timp ca să-l ascultăm. Ce se întâmplă dacă nu vorbește bine? Ne pierdem vremea. Ce se întâmplă dacă nu se pregătește? Ne pierdem vremea. Ce se întâmplă dacă nu-i dă Domnul ungere? Ne pierdem vremea. Cât de importantă e slujba lui? Trebuie să ne rugăm pentru el. Noi câștigăm dacă ne rugăm pentru el, că ne dă mâncare bună. Nu ne ține cu covrigei, ci cu stixuri. Că te apucă slăbiciunea pe drum după asta. Astea-s bune, dar după 2-3 feluri de mâncare ca desert. Și să ne rugăm pentru copiii ăștia. Și să ne rugăm pentru bătrâni, și să ne rugăm pentru biserica lui Dumnezeu, și să ne rugăm pentru conducători. E o mare presiune se pune pe ei. Dumneata care ești mamă sau tată și ai 2, 3, 4, 5 copii și ți s-au făcut copiii mari, nu este așa că în preajma căsătoriei ei pun o mare presiune pe dumneata? Nu e așa că atunci când se întorc după ora 11 noaptea din oraș, pun o mare presiune pe dumneata? Nu e așa că atunci când vor să-și aleagă meserii greșite sau parteneri greșit, pun o mare presiune pe dumneata? Ba da, o mare presiune ai ca părinte pe umeri, pentru că te trezești în luptă cu proprii copii care vor să apuce pe un drum greșit. Ei, dacă cu 3-4 și din tine e complicat, dar cu câteva sute, o mare presiune este, o foarte mare presiune. Și niciodată nu știi cum e să fii bolnav decât când ești. Niciodată un bărbat nu o să înțeleagă cât de mari sunt durerile nașterii pentru că el nu are experiența asta. Pavel spune, luptă-te, omule, prin rugăciune! Vedeți, noi avem mai multe momente în care ne rugăm. Ne rugăm de dimineață de la 9 până la 10 fără 5, de obicei.
Însă sunt persoane care în mod repetat, e obicei, vin la 9:30. Probabil că unii au probleme cu serviciu. Cine știe ce? Domnul știe. Probabil că trebuie să facă ceva și vin mai târziu. Însă, întreb eu, dumneavoastră apreciați ca biserică că lupta prin rugăciune pe care o sugerează Biblia este o luptă pe care noi o îmbrățișăm și o practicăm? Sau credeți că există o slăbiciune la capitolul acesta? Avem grupul de mijlocire de la 5 la 6 fără un sfert. Am văzut oameni care stau pe hol la 5 metri de sala aceea și vorbesc de lună, de stele, de serviciu, de cine știe ce, dar nu intră să se roage. Întreb eu, cine se roagă atunci? Cine se roagă? Frați dragi, în maniera asta trebuie privită pocăința. Așa l-a sfătuit Pavel pe Timotei. Noi spunem că mergem după Scriptură, că viața noastră se călăuzește după Biblie. Dar uitați ce îi spune Biblia. Epafra, totdeauna, nu uneori, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciune. Aceasta este metoda oamenilor duhovnicești. Aceasta este metoda oamenilor duhovnicești. Anumite abateri pot fi îndreptate printr-o atenționare personală sau dacă vezi încăpățânare, lipsă de viziune, lipsă de înțelegere, lipsă de putere de îndreptare, încep și mă rog, Doamne, m-am dus la el, i-am spus, dar îl văd neputincios să se corecteze, îl văd neputincios să înțeleagă nevoia de a se schimba, îl văd neputincios să se ridice din starea aceasta care nu mai servește lui Dumnezeu. Doamne, nu-l lăsa, e fratele meu, e sora mea, e prietenul meu, e omul alături de care stau în adunare de 10 ani, de 20 de ani, Doamne, nu-l lăsa, Doamne, mă rog, nu pot să, e fratele meu, e ca și cum a ieșit din mama mea, din Hristos, împreună Hristos, pe amândoi ne-am fiat, pe amândoi ne-am mântuit. Ce mai pot să-i fac? Să iau bota și să-i dau un cap? Hristos a spus, bagă sabia în teacă. Aduceți-vă aminte, Petru a scos sabia, dar când a fost vorba de rugăciune a adormit. Petru a fost un viteaz cu sabia, dar când i-a spus Hristos, hai să ne rugăm, l-a găsit dormind și l-a trezit și i-a spus, măi omule, roagă-te, și iar a adormit. Măi omule, roagă-te, și iar a adormit, și la urmă scoate sabia, potolește-te cu sabia, că nu merge cu sabia. Frați dragi, când e vorba de rugăciune ne ia somnul și când e vorba de sabie, atunci ne trezim. Este asta metoda lui Dumnezeu? Spuneam la început, cine are carte, are parte. E o mare onoare să suferim cuvintele acestea aspre ale Scripturii, pentru că ele au drept scop să ne corecteze anumite abateri greșite, anumite slăbiciuni, care se manifestă în viața noastră spirituală și să ne împodobească eliminând orice mizerie, orice păcat, orice comportament dăunător care este în viața noastră. Frați dragi, lupta rugăciunii este astăzi mai importantă decât cele mai multe lucruri pe care le facem. Lupta rugăciunii, vă chem să vă puneți pe inimă să veniți să ne rugăm în ziua de cina Domnului de la 8 la 9 fără un sfert. Noi suntem sute de oameni membri în această biserică, cu tot cu copii suntem aproape 1000 de suflete. Vă chem marți la timpul de rugăciune, nu când lucrați, nu când sunteți bolnavi, nu când sunteți ocupați, nu, ci doar când sunteți liberi. Vă chem să faceți asta. Scriptura vorbește despre lupta prin rugăciune. Eu pot să nu vorbesc despre lucrurile astea, dar atunci am să vă vorbesc despre fotbal, despre hockey, despre basket sau despre altceva. La pocăință se ajunge în felul ăsta prin luptă. Un sportiv trebuie să se lupte, însă există o luptă greșită și o luptă corectă. O valență, o parte, un aspect al luptei bune este rugăciunea. Vă rog, puneți-vă pe inimă să veniți să ne rugăm, insistați la soții dumneavoastră, la soțiile dumneavoastră, la copiii dumneavoastră, la părinții dumneavoastră, spuneți-le, hai să mergem și noi luna asta să ne rugăm de dimineață, hai să mergem și noi duminica asta să ne rugăm de la 5 la 6 fără un sfert, hai să ținem și noi povara Bisericii lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu de la Betania cu rugăciune. E bine că dați bani, e minunat, e bine că cântați într-o formație sau alta, e bine, dar cine se roagă? Și mai priviți încă un aspect. Există un obicei greu de explicat. Tinerii nu se roagă. În general, tinerii nu au obiceiul să se roage. Foarte rar vezi un tiner care vine la unul dintre
timpurile de rugăciune pe care noi le avem duminica la cină. Duminică seara sunt toți. Dumneavoastră nu vă spune nimic unde vor ajunge copiii aceștia care sunt copiii noștri, pe care nu-i luăm cu noi să se roage, nu vă gândiți unde ajung. Dumneavoastră îmi veți spune că se roagă când se fac mari. Este riscant pentru mine să aștept până atunci, pentru că eu știu, în baza experienței istoriei umane, că cine nu face lucrurile bune când e mic, nu le face nici când e mare, decât la nivel de excepție, dar la nivel de regulă nu. Frați dragi, rugăciunea este o componentă de bază a luptei spirituale. Vă chem în această dimineață să reflectați. Dumneavoastră sunteți părinți, sunteți oameni mari. V-ați instruit într-un fel sau altul, v-a instruit viața, școala, lucru, datoriile, nevoile, problemele din familie. Cântăriți cu o minte de adult în perspectiva intereselor lui Dumnezeu, dacă aceste cuvinte sunt corecte sau incorrecte. Iar dacă sunt incorrecte, la ieșire există un coș, aruncați-le acolo și mergeți acasă liniștiți. Și fiți mai bun fără rugăciune, fiți mai bun fără post, fiți mai bun fără luptă, fiți mai bun fără reguli, fiți mai bun fără înfrânări, fiți mai bun decât a fost Timotei, făcând altceva decât a făcut el. Pavel compară viața creștină cu un soldat, cu viața lui austeră și plină de riscuri, și compară viața creștină cu un sportiv, cu dorința de performanță și cu toate înfrânările care se impun. Mă rog în această dimineață Domnului, atât pentru mine cât pentru membrii familiei mele, cât și pentru dumneavoastră și membrii familiilor dumneavoastră, oameni care oricum venim aici, să ne fie venirea de folos și să ne desăvârșim și mântuirea și slujirea pe zi ce trece și fiecare zi de părtășie de adunare pe care o avem aici să ne folosească prin faptul că ne deschidem inima, ne lărgim inima și stăm înaintea lui Dumnezeu, nu luând lucrurile în mod personal, ci luându-le ca din partea lui Dumnezeu și spunând așa: Doamne, 80% nu s-a potrivit pentru mine, dar 20% s-a potrivit. Ei bine, în această dimineață trebuie să mă schimb 20%. Haideți să stăm împreună la rugăciune înaintea Domnului și fiecare să se roage ce îl îndeamnă Duhul. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.